Prezenți la o ședință de instruire ce a avut ca temă pregătirea militară generală, o parte dintre antrenorii și sportivii clubului Steaua București și-au exprimat azi dorința de a reveni cât mai repede cu putință la viața normală. Pandemia de coronavirus a suspendat complet activitatea sportivă, dar roși albaștri nu au renunțat deloc la antrenamente. De mai bine de o lună, steliștii se pregătesc separat, fiecare la propriul domiciliu, dar gândul le este tot la competiții. Prin ochiul unui sportiv vreau să vă zic că este nu tocmai bine, este foarte mult plictiseală, dar primim antrenamente și ne pregătim uh, acasă. Nu ne-am mai întâlnit cu, cu asemenea situații să spun. Trebuie să stăm uh, cât mai izolați acasă, doar cu familiile și pe cât posibil să ieșim cât mai puțin în societate. De bine, de rău, să spun așa, locuiesc la acasă, am un pic de curte unde mai fac mișcare, pot să mai fac și alte lucruri, stau un aer liber cât de mult posibil. Și cu ocazia asta sunt alături de familie și de cei doi copii ai mei. În această perioadă stau acasă, îmi lipsesc antrenamentele, îmi este dor de colegi și de competiții. Tehnicienii au adaptat și programul de antrenamente la situația actuală, însă toți respectă indicațiile autorităților. Poartă mască și mânuși când ies în public, păstrează distanța socială și stau cât mai mult în casă, evitând astfel la maximum pericol infectării cu COVID-19. Ne conformăm... Uh regulilor, regulamentelor interne și internaționale în privința scrimei, așteptăm deciziile forurilor internaționale și ulterior cele interne pentru a ne relua activitatea și nu uitați, stați acasă.